Cea mai frumoasă Sibianca a fost aleasă Miss Hostess, iar misiunea juriului nu a fost deloc ușoară. Tinerele frumoase și talentate au demonstrat pe parcursul probelor că merită să fie câștigătoare. Din juriu au făcut parte Oana și Viorel Lis, iar concursul a fost prezentat de Liviu Vârciu. 8 tineri au participat vineri seara la concursul Miss Hostess. Fiecare a încercat să impresioneze jurul pentru a deveni câștigătoare. Tinerele participante la concurs au avut parte de un machiaj și o coafiură care să le pună în valoare calitățile. Am îmbinat stilul rusesc avantgardist cu un stil foarte bine definit, inspirând una din coafiurile vintage. Pe partea de make-up am îmbinat culorile pastel, îndrăznind să punem accente metalice, neon chiar, accesorizând frizurile cu elemente din speța, să zic așa, flori naturale, pene, blăniță naturală. Parfumurile tale care sunt? Sunt datătoare la ziului și de aceea foarte mult să nu. De ce crezi că nu vei câștiga acest concurs? Ce te face pe tine mai bună decât celelalte concurente? Pentru că am cea mai bună atitudine pentru o reprezentare României la Hostess, nu? Viorel Lis le-a notat pe fete în funcție de frumusețe, iar Oana Lis a apreciat inteligența tinerelor. Pentru mine o femeie perfectă când are corpul perfect, în general. Adică chiar spuneam odată, dom'le, eu știu, o femeie frumoasă nu trebuie să fie foarte deșteaptă, pentru că poate să întoarcă pe degete orice bărbat, chiar dacă nu are o inteligență fantastică, cu frumusețea. Cu mărimele acelea sunt care nu mai rețin cum e. 90-60-90. Asta e baza la o femeie. Eu sunt 120, dar eu nu sunt Miss. Dacă... Deci Viorel o să aleagă pe cea mai frumoasă, eu o să aleg pe cea mai inteligentă și o să aleg o blondă. Și dacă pentru Viorel Lis femeia perfectă trebuie să aibă dimensiunile perfecte, Oana Lis nu e la fel de pretențioasă în ceea ce privește bărbatul perfect. Bărbatul perfect? Păi e ca Viorel, dar mai tânăr cu 30 de ani. Jurul a fost atent la toate detaliile și au notat fetele concurente la Miss în funcție de calitățile acestora. Cea care s-a descurcat cea mai bine pe parcursul probelor a și câștigat concursul de la Sibiu. 4, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 5.